Să încep discuția de astăzi, adresându-i prima întrebare domnului profesor Teodorul Ghinda, care ne va vorbi despre opera lui René Guénon, dar și despre această superbă colecție, colecția Filosofia Permis, în care au apărut, cred că le-am numerat cu exactitate, au apărut 22 de exemplare. René Guénon, dacă eu nu mă înșel, a scris 30 de în total. În ce constă actualitatea mesajului operei lui constata acest caracter și la un text ca cel al volumului Introducere Generală în studiul doctrinilor hinduse, dar și în metafizică și cosmologie orientală, cărți care în mod evident sunt deschizătoare de căi ale înțelegerii dintr-o perspectivă metafizică a diferitelor tradiții. Cred că, în primul rând, ar trebui să amintim cine este Guénon, nu din punct de vedere biografic, ci ca funcție, și anume că ceea ce spune nu este nici creația minții lui, nici concluzia sau sistemul de concluzii la care el a ajuns ca să-și formeze o concepție despre adevăr sau despre viață, ci transmite pur și simplu doctrina perenă, adică, dacă într-un alt limbaj, doctrina care se degaje din revelația primordială. Și pentru asta vorbește de tradiție primordială. În prin contact cu această idee a lui Guénon, putem avea mai simplu, dacă începem, eu știu, la adolescență, cu tratatul istoriei religiei a lui Eliade. Eliade a fost inspirat de această idee. A fost în corespondență cu René Guénon, nu-l amintește prea des din motive pe care nu avem timp să le, și nici nu cred că este cazul să le amintim. Ceea ce este important, în primul rând, este faptul că René Guénon nu a avut discipul, nu pentru faptul că nu ar fi fost oameni în jurul lui sau nu ar fi fost deschiși ca să-i devină discipul. Și atunci când el spune că oricine se declară discipol nu face altceva decât comite un abuz de limbaj, pentru că el nu recunoaște nici discipol, el vorbește din punct de vedere tehnic. Discipolul, bine, sigur, noi acordăm cuvântului o arie de sensuri foarte largă. E discipol la fotbal, e discipol unde vreți dumneavoastră, dar nu ăsta este sensul tehnic în care el vorbește. De ce nu a avut discipol și refuză această idee? Pentru că misiunea lui este aceea de a prezenta doctrina perenă, ceea ce Sanatana Dharma, dacă vreți, mai simplu tradus, deși nu corespunde exact, filozofia perenis, de care vorbeau cei vechi. Adică înțelepciunea divină care, până la urmă, este revelată în moduri diferite, în tradiții diferite. Și am să vă rog să-mi permite să vă citez, să dau câteva citate despre felul cum îl caracterizează cei mai fideli continuatori ai lui Guénon, și anume domnul Charles-André Gillis și regretatul Michel Vulsan. Spune așa Vulsan: personalitate inclasificabilă, cooperă pe măsura prezenței sale incomensurabile, discretă și impersonală, ieratică și neafectată, dar sensibilă și activă. Autoritatea lui René Guénon nu-i aparține, este cea a tradiției primordiale, dar este inseparabilă de manifestarea persoanei. Ce spune domnul Charles-André Gillis? Învățătura lui René Guénon este expresia particulară revelată Occidentului contemporan a unei doctrine metafizice și inițiatice care este cea a adevărului unic și universal. El este inseparabil de o funcțiune sacră de origine supraindividuală pe care Mihail Vulsan a definit-o ca o reamintire supremă în sens platonician, înțelegem cuvântul, de adevăruri pe care le deține încă în zilele noastre Orientul imobil și ca o convocare ultimă ce conține un avertisment pentru lumea occidentală, o promisiune, dar și un anunț al judecării sale. Asta o spune și Charles-André Gillis în
introducere în învățătura și taina lui Rene Guénon. Și aș completa cu o caracterizare a omului Guénon pe care o face Mihai Vâlsan în funcțiunea lui Rene Guénon și soarta Occidentului. Omul care trebuia să împlinească această funcțiune a fost în mod cert pregătit de mult și nu improvizat. Matricile înțelepciunii au predispus și format entitatea sa conform unei economii precise, iar cariera sa s-a împlinit în timp într-o corelare constantă între posibilitățile și condițiile ciclice exterioare. Guénon numea doctrina tradiției primordiale busola infailibilă și cuirasa impenetrabilă. Aceeași expresie este preluată de Mihail Vâlsan despre René Guénon și despre învățătura lui René Guénon. Atunci când Mihail Vâlsan le spune discipolilor săi, le spune: cu mine nu veți pieri, pentru că avem învățătura care constituie pentru noi busola infailibilă și după care ne orientăm, steaua polară, modelul suprem al înțelepciunii și cuirasa impenetrabilă în sensul că adevărul nu poate fi învins. Cunoașterea la René Guénon este o epignosis, este o supracunoaștere. Nu este vorba de constituirea unei analize, așa cum o face el în Criza Lumii Moderne, după evenimente și să extragă de acolo niște principii, niște concluzii, ci se pornește de la concluzii, da? Sau de la principii, mai bine spus. Cum trebuie să arate lumea, știm din toate textele sacre. Primul mare defect, dacă vreți, al omului modern, este că nu mai este capabil, nici intelectual și poate nici din alte puncte de vedere, ca să mai aibă o atitudine corectă și o deschidere totală față de un text sacru, de un text revelat. Este o tară a omului modern. Ea s-a pregătit în timp pentru noi, pentru europeni. S-a pregătit începând cu Renașterea, care a determinat până la urmă, cum bine știm, reforma, un secol amestecat de iluminism și de enciclopedism și care a culminat cu secolul XIX, o adevărată, ce să spun, rătăcire masivă, ocultismul, spiritismul și teozofismul. E cel puțin ironia istoriei să mai văd și astăzi numit domnul Guénon fiind calificat teozof sau filozof, sau până și spiritist l-am găsit. Că nu s-a citit opera lui, nu are prea mare importanță. Eu aș spune altceva. René Guénon nu se citește, se recitește. Primul contact cu Guénon este o acomodare cu acest epignosis. Adică îl accept sau nu îl accept poziția față de scriere lui Guénon. Sunt convins că trebuie să fie în cheia în care au fost scrise. Și anume, atrage atenția în ultima carte despre Guénon, domnul Charles-André Gillis. Scrierile lui Guénon provin din ezoterism. Și tot ce scrie el se referă la un aspect ezoteric. Prin urmare, trebuie citit ezoteric. N-ai cum să-l citești ezoteric dacă nu parcurgi mai întâi Guénon și după aceea recurgi la ceea ce am spus adineauri, recitești pe Guénon, adică îl recitești în cunoștință de cauză. Stilul lui Guénon este unul pe care îl cunoașteți, direct. Adevărul, să spunem cuvinte puține, este foarte important cine-l aude. Așa cum am fost convins toată viața că Dumnezeu îți bagă în traistă, dacă știi să ții traista, dar asta se învață aproape viața întreagă sau nu o vezi deloc. La fel și aici. Care sunt condițiile lecturii operei lui Guénon? Prima aș spune să renunțăm sau să punem între paranteze prejudecățile care nu sunt altceva decât
în mare parte, 90%, tot ce am învățat în școală și în facultate. În paranteză am spus. După care urmează lectura, prima lectură sau prima citire a operei lui Guénon și în care lucrurile încep să se aleagă. O altă condiție este să ignorăm stările emoționale sau afective. Adevărul nu are legătură cu starea noastră afectivă. Adevărul nu trebuie nici să-ți placă, nici să fie confortabil, nici să te consoleze. El este cel care este. Și așa trebuie privit. Exercițiul acesta al unui nou tip de act de cunoaștere, cum spuneam, epignozii, se bazează nu pe gândirea discursivă, pe gândirea logică, ci pe intuiția intelectuală care este susținută de ceea ce eu numesc sensibilitate intelectuală. Și toate astea se pregătesc. Ele apar. Bine, e adevărat, domnul Guénon scrie de 4 ori, dacă nu mă înșel, în corespondență, nimeni nu poate niciodată în cărți apare, nimeni nu poate să fie metafizician. Nu se poate face metafizician, nu poate deveni metafizician. El este sau nu este? La ce se referă domnul Guénon? Se referă la faptul că odată citită opera sa, ader sau nu ader la ea. Pentru asta am spus că are caracterul unei dogmatici. Pentru că să ne aducem aminte ce spune René Guénon în introducerea generală sub doctrinilor hinduse. Diferența între religie și o tradiție de consistență metafizică este aceea că religia are dogmatică, iar tradiția de consistență metafizică are doctrină. Diferența este uriașă. Ce este dogmatica? Este un adevăr revelat, deci Dumnezeu îl pune la dispoziția oamenilor, pe care oamenii nu-l pot înțelege, pentru că, după cum știți, înțelepciunea omului e nebunie în fața înțelepciunii Domnului, și îl aderă la el sau nu. Noi, oamenii moderni, suntem obișnuiți să facem alegeri. Se pare că nu e cea mai bună cale. Și trebuie să asigurăm câmpul acesta, cum spuneam, al aspirației noastre spre adevăr, a sincerității și purității acestei aspirații, și atunci ne vom deschide la opera guénoniană și ea poate fi accesibilă. Nu putem căuta în opera guénoniană niciun caz demonstrații. Cunoașteți bine textele sacre. Nu există cel mai cunoscut, bineînțeles, Evangheliile. Nu există un singur loc în care să se explice ceva. Nu există explicație. Un text sacru nu are întrebări. Un text sacru are numai răspunsuri și soluții. La fel și opera lui Guénon. Nu are explicații. Are altceva. Îți dă posibilitatea să construiești înțelegerea lucrurilor până la ultima lor instanță. Și ăsta este lucru important. Este, mi-aduc aminte de o discuție pe care o poartă în corespondență cu cineva care îl acuza de lipsa simțului practic. Și domnul Guénon îi răspunde admirabil. Simțul practic nu înseamnă să fii rob evenimentului. Simțul practic, autentic, real, este cel care face apel la principii. Oarecum, vedeți, e foarte greu să mai vorbești dintr-o perspectivă, până la urmă, platoniciană, dacă vreți. Vă aduc aminte din nou că până și Aristotel, da, deși se desparte de Platon în mare măsură, atrage atenția că între individ și cetate primează cetatea. Deci demersul este unul platonician, de la principii spre evenimente și nu de la evenimente spre principii. Sigur, metafizica, așa cum o prezintă, și o să vedem cum o prezintă René Guénon, este neobișnuită pentru cineva care are pregătire universitară obișnuită. De ce? Pentru că îi contrazice, nu numai asta contrazice, foarte multe lucruri din Guénon contrazic ceea ce noi am învățat în școală și în facultate. Dar foarte multe dintre ele trebuie să le înțelegem că sunt dependente de perspectivă. Răposatul Vasile Lovinescu spunea de multe ori,
Primul semn al înțelegerii este sau al disponibilității spre adevăr, este capacitatea de a schimba perspectiva. Dacă nu știm să schimbăm perspectiva, nu putem înțelege. Și în metafizică, ca în metafizică, lucrurile sunt mai simple oarecum. Dar în ceea ce privește cosmologia, este esențial. De-aia și astăzi mai trenează stupidități de genul omul credea că pământul e plat, că se învârte în jurul pământului și așa mai departe. Nu, toate astea sunt perspective. Toată hermetica este formată din scrierile hermetice, au foarte multe planșe. Unele din ele se contrazic unele pe altele. Nu se contrazic. Sunt perspective diferite din care trebuie să știi să privești fenomenul respectiv. Așa se întâmplă și cu, René Guénon. Pentru foarte mulți este șocant. E foarte adevărat că depinde când apare Guénon în viața ta. Dacă apare după 30 de ani, e foarte greu, e o luptă cumplită. Pentru că tot ce ai învățat, dacă ai învățat serios, și ai fost serios când ai învățat și ai mers până la capăt, și ai fost premiant, sigur că ceea ce spune este cel puțin neobișnuit. Dar lucrurile cred că trebuie să înțelese din toate punctele de vedere. Știți cum este? Adevărul este unul singur. Nu există adevăr relativ. Asta este o consolare pentru noi. Care dreptate și Popescu și Ionescu și Georgescu. Nu, adevărul este unul singur. Sunt mai multe perspective, avem capacități diferite de a-l surprinde adevărul ăsta. Dar el este unul singur. Însă eu cred că noi am ajuns într-o situație foarte periculoasă astăzi, din punct de vedere intelectual. Când toată lumea are dreptate. Și când toată lumea are dreptate, este limpede că nu mai are nimeni dreptate. Și atunci, vă aduceți aminte ce scria pe primul volum al lui Freud, ca devință. Dacă nu voi îndupleca pe zei, voi apela la Aheron. Se pare că în zilele noastre zeii nu mai vor deloc să ne vorbească și ne-au lăsat cu Aheron în brațe. Și atunci, rolul operei guénoniene, sunt convins de lucrul ăsta, este tocmai să ne redea capacitatea, disponibilitatea de a vedea lucrurile până la capăt. Nu e nevoie să spun că de actuală este opera lui Guénon. Tot ce se întâmplă astăzi, în orice domeniu vreți dumneavoastră, pentru mine personal și nu numai pentru mine, este un material didactic. Adică ce am citit în Guénon, văd pe stradă, văd la televizor, citesc în presă, citesc cărți, citesc biblioteci întregi pe aceeași temă. Domnul Guénon nu era polemist. Niciodată n-a făcut polemică cu nimeni. Era foarte ferm, lucru cu totul deosebit. E altceva. De ce nu făcea polemică? Pentru că primul pas ca să te îndepărtezi de adevăr este să intri într-o discuție de detaliu. Când intrăm în discuții de detaliu, adică dăm curs într-un mod, aș spune eu, mă iertați, monstruos, rațiunii discursive, atunci să fim siguri că ne îndepărtăm cu pași repezi de adevăr. Pentru că, până la urmă, ceea ce primează este principiul. Ori toată opera guénoniană, asta este. Este un corpus de principii. Repet, este vorba de misiunea cuiva și pentru asta el n-a avut discipoli, pentru că n-avea cum să aibă discipoli. Cuiva i s-a reproșat, și știu bine de ce spun reproșat, că vrea să reprezinte pe Guénon. Și eu am avut reacția, zic eu, firească, am spus, este imposibil ca cineva să-l reprezinte pe Guénon. De ce? Pentru că Guénon nu e Guénon în opera lui. Este vorba de adevărul prim. Nu este vorba de el. Sigur, există și contribuția lui în ceea ce privește formele de manifestare și toate lucrurile pe care le analizează. Un alt lucru vreau să spun și termin imediat. Este acuzat Guénon de fiecare dată că supraevaluează, dacă vreți sau nu, sau idealizează Orientul și că are un profund dispreț pentru Occident. Nimic mai fals. În continuu atrage atenția asupra faptului că Occidentul s-a îndepărtat
de adevăr, de adevărul divin, de înțelepciunea divină, preferând inteligența excesivă, care este cu totul altceva. Inteligența poate să fie și nesănătoasă, și uscată, și neproductivă. Înțelepciunea nu este accesibilă oricui. Și primul lucru pe care eu personal în cursurile de istorie religiilor le explicam era tocmai această diferență între inteligență și înțelepciune. Și asta de unde se vede din arborele sefirotic. Dacă vă aduceți aminte arborele sefirotic, a doua și a treia sefiră sunt hohmach și binah. Înțelepciunea și inteligența. Deci sunt lucruri distincte. O lumea modernă nu mai are dimensiunea interioară care să-i dea capacitatea de a surprinde înțelepciunea. Și a dus inteligența, mă rog, la limite, care, pentru că ea are limite, nu este ca înțelepciunea, ea are limite, la limite periculoase. Nu este o operă profetică, opera genoniană. Deși ea spune ce se întâmplă, de 100 de ani ne spune și noi vedem pe zi ce trece, că apar noutăți care le găsim după aceea în cartea, în cărțile lui Guénon, nu este o operă profetică. E vorba de știință, nu de profeție. E vorba de știință. Vechiul Testament ne spune, nu este nimic nou sub soare. Ce a fost, va mai fi. Vedem lucrul ăsta în forme diferite. Și cu toate astea suntem foarte mândri. Omul modern e foarte mândru că trăiește o viață nouă. Nu e deloc nouă. E altceva. E altceva într-o altă formă. Deci nu este vorba de profeție. Dacă vrem așa ceva profetic, putem discuta despre Dostoevski atunci. Și atunci, dacă citești demonii, ai radiografia perfectă a ceea ce se întâmplă în ultimii 10 ani. În cele mai mici amănunte. Dar opera lui Guénon nu este profetică. Este vorba de știință, pur și simplu, de cunoaștere. Și este vorba de acest epignosis care merge până la măduva lucrurilor, adică până la adevăr. Mulțumim, domnul profesor Ghinda. Introducerea generală în studiul doctrinei hinduse reprezintă lucrarea Guénonului de debut, cea care a apărut inițial în anul 1921 și a deschis astfel prodigioasa opera celui care mai târziu a fost numit de către exegeții săi apostolul tradiției primordiale sau mărturisitorul predanii. Domnule Traian Surdu, prin ce se distinge lucrarea menționată puțin mai devreme și de ce este atât de importantă pentru cititorul secolului 21? Mersi. Bună ziua! Introducerea generală în studiul doctrinilor hinduse este prima a lui religiilor. Ea poate fi privită în sens ca o deschidere, o introducere în viitoarele opere ale sale, omul și definirea sa după Vedanta, stările multiple ale ființei și metafizică și cosmologie orientală. Cartea în sine intră mai în detaliu și mai în profunzime în ce înseamnă hinduse. Cartea a fost scrisă în 1921, într-o perioadă prin și date urmate asupra doctrinilor hinduse. Autorul se simte îndreptățit să pună în lucruri. De aici poate reieși și tot un pic polemic pe care simte cititorul. De fapt, cartea nu face mai mult despre sfântul la o serie de articole de, în acea vreme îndrepte. Cartea este, după ce știu, cartea este încă actuală. Ea deschide la unii către Occident. Religia a fost o zice extrem generația sa, dar și mai artificită despre tradiție putem să spunem că ea include tot timpul existența în anii dincolo de această construcție universală. Și domnul profesor este un promotor, este cel care a dat termen de tradiție primordială, adică toate spiritualitățile, dar care, uite, cu dezvoltarea lor s-a diluat din calitate.
Religia este și spiritus rector tradițional, luptând împotriva tradiționalistului, luptând împotriva modernismului și anarhismului. Este cel mai mare tradiționalist al religiilor. Lângă el, pe Iliade, Julius Evola și mulți alții. Pentru cititorii care nu sunt familiarizați cu cuvântul exhaustiv al autorului, cartea poate oferi beneficii relativ restrânse asupra aplicabilității sale. În schimb, pentru cititorul care este obișnuit cu tradiție, el se poate aștepta să găsească doctrinii hinduse ca un domeniu specific de cercetare, al căror răspunsuri nu poate orienta foarte obișnuit. De fapt, cartea, titlul de față, poate fi folosită ca o cheie în înțelegerea oricărei tradiții. Cartea este împărțită în patru capitole, fiecare capitol abordând diferite aspecte ale metafizicii, filozofiei și doctrinilor hinduse. În prima parte a cărții, autorul își propune să înlătureze prejudecățile înrădăcinate, partea moștenirii comune referitoare la renaștere și cu adulația adusă culturii greco-române, nu de detrimentul celorlalte culturi și civilizații. Partea a doua a cărții, care este lucrarea de bază în sine, ne explică diferențele fundamentale ale domeniului științific între modurile de gândire din care reiese adevărata natura a cunoașterii metafizice sau mai bine zis universale. Aceasta în sine este seva tradiției. Înțelegând natura sa, lucrul acesta stă la baza oricărui dialog politic, intelectual, fie personal, fie de grup, dar mai mult stă la baza înțelegerii personale a ceea ce se numește cunoaștere cu cât mare fără limite, așa cum a fost din acest capitol. Mă reță foarte clar înțelesul unor cuvinte precum metafizică, simbolism, evoterism, care de multe ori sunt folosite cu sens vag. În acest capitol mă reță o definiție clară și o înțelegere clară a acestor termeni. Partea a treia a lucrării, autorul dedică studiului laturii speciale, respectiv doctrinile hinduse, sub toate formele ei de aplicare, și ajunge până la Vedanta, care este esența metafizice, esența în sine metafizicii. În partea de încheiere și în ultimul capitol, autorul pune accentul pe înțelegerea autentică a ce înseamnă diferențele dintre Orient și învățăturii, pentru învățăturile dintre Orient și Occident, aceste învățături care prin muncă pot aduce la realizarea acelei înțelepciuni create. Înțelepciuni care nu este nici antică, este pur și simplu universală, dar din ce în ce mai rar întâlnită în zilele noastre. Ca atât am avut spus în cuvinte puține despre carte, dacă vă mulțumesc pentru atenție și dacă aveți întrebări. Mulțumim, domnule Preansurdu. Cartea Inițiere și realizare spirituală a fost publicată pentru prima dată în 1952 și prin aceasta a deschis seria cărților postume al lui Ghiunea. Acest gen de lucrări au fost alcătuite de către cei care au continuat efortul editorial al maestrului, grupând tematic articolele apărute în diverse publicații. Domnule Daniliescu, aș vrea să vă întreb sau să ne prezentați în continuare particularitățile mesajului lui René Guénon și la ce se referă mai ales
privind utilitatea și necesitatea acestei lucrări, ce s-ar putea spune în esență despre fenomenul inițiere și realizare spirituală? Ziua, în primul rând, tuturor celor aici de față și bine ne-am revăzut după, iată, un an. Primul lucru care voi spune despre această carte extraordinară, și mi-asum ce spun acum, este o carte extraordinară, este că este o carte de genon. Este o carte a cărui premoniție trăim. Aceste cărți au avut o anumită însemnătate atunci când au văzut lumina tiparului pentru prima dată și au cu tot o altă însemnătate după aproximativ 70 de ani, când putem constata veridicitatea viziunii genoniene. Sigur, dacă m-ar auzi acum genon, n-ar fi de acord cu folosirea termenului de viziune, pentru că viziunea se circumscrie, vă vorbesc despre carte acum, am citit-o, viziunea se circumscrie ordinului psihic sau psihologic, pe când genon ne explică în această carte, sau mai bine zis, cei care au alcătuit culegerea de articole disparate ale lui Genon, datorate lui René Genon, ne explică foarte bine distincția și ordinea de precădere între ordinul spiritual și ordinul psihologic în cele din urmă uman. Am să vă spun în al doilea rând că esența acestei cărți se regăsește în... Această carte are și caracterul unui îndrumar. Ea vine să explice foarte multe lucruri. Este ca un îndrumar de lectură a unei opere anterioare, scurtă privire asupra inițierii, în legătură cu care René Genon a simțit nevoia, necesitatea de a reveni cu precizări. Și dacă n-ar fi să citim decât trei capitole din această carte, eu cred că esența ei este cuprinsă în capitolele 5-7, 5-6 și 7, respectiv capitolul amplu, generos, despre ceea ce s-a tradus foarte inspirat ca ratașament. E un cuvânt mai greu, mai puțin întâlnit în limba română sau mai puțin folosit, ratașement, din limba autorului, din limba maternă autorului, deci despre ratașamentul inițiatic este foarte important, respectiv despre necesitatea de a te integra. O altă versiune ar fi despre integrarea inițiatică, de a fi integrat într-un sistem viabil și activ, într-un sistem inițiatic viabil și activ. Da? Capitolul 6, egregoră și realizare spirituală sau inițiere și egregoră, unde ne explică cu lux de amănunte și pe înțelesul oricui este pregătit. Deci primul capitol, cel despre ratașamentul inițiatic, ni-l descrie sau ne oferă criteriile pentru a-l distinge pe cel pregătit să înțeleagă mesajul genonian. Deci pentru cel care a citit cărțile acestea din curiozitate, din plăcere, din dorința de a epata, din orice fel de imbold aparținând ordinului inferior al psihismului, capitolul 5, cel cu ratașamentul inițiatic din această carte, vine să facă precizările necesare și vorbește cu subiect și predicat despre cum trebuie să fie pregătit cineva ca să poată recepționa cele pe care le prezintă Genon, pe care le transmite Genon. Da? În capitolul următor de care vă vorbeam, face exact această distinție între spiritual și psihologic, între egregor și, nu intru acum în amănunte, cu toții sunteți familiar cu termenul, deci între iluzia că o, să spunem, influență colectivă, dar încă lumească, poate conduce pe cineva spre inițiere
și adevărata inițiere care nu poate veni decât din interiorul unei decât din interiorul unui sistem cum este acela pe care îl prezintă René Guénon în toată opera sa. Și în sfârșit și foarte important, în mod deosebit pentru noi românii, capitolul 7, care vine să ne vorbească despre necesitatea practicării unui exoterism. Deci iată că, indiferent de obiecțiunile pe care diversi reprezentanți ai cultelor, de altfel intelectuali de marcă și oameni absolut respectabili, le-ar putea avea vis-a-vis de acest, îmi permit niște afirmații la limita blasfemiei, dar pentru că știm deja că nu a fost profet René Guénon, am să le fac totuși. Deci anumite obiecții față de acest francez exilat prin Egipt, trecut, apostat în cele din urmă, din punctul de vedere al multora, de la religia lui maternă catolică la sufism și la islam, nu se justifică. Deci nu sunt reale, nu există, eu n-am întâlnit nicăieri o insistență mai mare și mai adecvată în legătură cu rolul fundamental pozitiv al exoterismelor, în general religiilor organizate, sau înrăurirea lor de absolut pozitivă asupra individului și în rolul lor fundamental în pregătirea celor care se califică pentru a primi o inițiere autentică de ordin spiritual, de ordin suprauman, pentru că, în fond, dacă ar fi să-l caracterizăm, operele ghenoniene, scrierile lui René Guénon, prin două, trei cuvinte, printr-o locuțiune oarecare, acestea sunt cuvintele, ordinul suprauman. Deci tot ce înseamnă inițierea, sau mai bine zis, nu reducerea, ci începerea, inițierea inițierii de la adevărul, de la principiul, de la adevărul unic, de la adevărul primordial, de la singurul adevăr nedezbătut, neexplicat și așa mai departe, care există, de la singura realitate în sine. Cam astea sunt gândurile pe care mi le-a născut această carte. O recomand din tot sufletul ca și o carte ghid către interpretarea și receptarea operei ghenoniene și nu pot decât să vă îndemn pe toți să o parcurgeți cu mai multă sau mai puțină atenție. Este până la urmă o culegere de articole disparate, deci poate fi citită în funcție de preferințele de moment ale fiecăruia, dar în orice caz ajută mult. Mulțumesc, eu atât am avut de spus. Mulțumim foarte mult, domnule Danilescu. Domnule Vasile Zichiriu, așa cum am anunțat, unul dintre filmele primite în cadrul acestei lansări de carte este și cel intitulat Demiurgul și alte studii tradiționale. Volum recent apărut în portofoliul editurii Herald în colecția Filosofia Perennis și de aceea v-aș propune să trecem în revistă câteva aspecte definitorii ale acestei cărți, prin ce se distinge această carte, iată, cu un titlu foarte incitant și provocator, Demiurgul și alte studii tradiționale, și care este, până la urmă, utilitatea și necesitatea pentru cititorul contemporan. E pornit. Bună seara tuturor. Vă voi răspunde la aceste întrebări, dar mai întâi să spun două lucruri despre editură. Noi suntem aici adunați pentru că editura a lucrat și a produs aceste cărți. Nu este puțin lucru în aceste timpuri. Să-i felicităm pe cei de la editură. Noi suntem, ei sunt gazda noastră aici, Victor și Irina, pentru că îl văd pe Victor aici, care este atent la noi, în primul rând, dar și ceilalți, colectivul care au lucrat sub îndrumarea lor și au produs aceste cărți minunate. Toate aceste cărți sunt extraordinare.
și le putem recomanda eu din tot sufletul, alături de domnul Ghioinda, care le păstorește de multă vreme, la început împreună cu Florin Mihăescu, prietenul nostru și drag și mentorul nostru într-o perioadă. Eu, datorită numelui, sunt un om privilegiat. Am fost întotdeauna ultimul la catalog și profesorii, până când ajungeau la mine, luau celelalte litere. Așa cum m-a așezat Sorin la sfârșitul listei, dar aceasta îmi dă un avantaj competitiv cumva, și anume pot avea o perspectivă asupra tot ce s-a spus până acum în această materie pe care am constituit-o ad hoc, cele patru cărți. Așa încât voi spune câteva cuvinte și despre celelalte cărți, cât de cât, și după aceea mă voi referi la cartea aceasta. Inițiere și realizare spirituală. Încep cu cartea pe care a prezentat-o Dan Iliescu. Ea trebuie citită în tandem cu o altă carte celebră semnată de către Ghenon, și anume Scurtă privire asupra inițierii. Nu pot fi, sunt surori aceste două cărți și trebuie să cumva, nu citite, recitite, cum a spus domnul Teodoru Ghiondea, cu pixul în mână și notând ideile și revenind după aceea pentru a le pătrunde în profunzime. După aceea este cartea aceasta metafizică și cosmologie orientală. Este tot o carte postumă, dar care lămurește de fapt ce înseamnă metafizica. S-a pierdut sensul acestui cuvânt. Există și acum în filozofie o disciplină care se numește metafizică, dar aceasta este metafizica cu M mic. Metafizica cu M mare, cu majuscule, este metafizica aceasta despre care vorbește Ghenon și care este nu este numai o știință, este o artă, un meșteșug care producea nu transformarea, trecerea pur și simplu a aspirantului pe o altă spiră. Îl ridica, avea un rol transmutațional, metafizica predată pe vremea lui Platon și Aristotel. Pur și simplu. Sunt niște funcții ale metafizice, așa cum au fost ele descrise de către cei din vechime, care vorbesc despre acest rol. Acest rol s-a pierdut. De aceea putem vorbi despre o cunoaștere metafizică pe care a prefigurat-o aici domnul Ghiondea foarte exact, acele principii de dincolo de ființă. Ființa, pentru cei care nu sunt foarte familiarizați cu termenii acestea, ființa lui Heidegger sau tot ceea ce este după Platon, este natura. Aceasta este ființă. Putem pune semnul egal, dar facem mult reducționism când facem. Metafizica se ocupă cu supranaturalul, adică ceea ce este dincolo de vizibil, cu căutarea acelor principii care mișcă din spate toată ființa. În sfârșit, trebuie să citim cărțile până la urmă ca să ne dăm seama. Mă voi referi acum la cartea care mi-a fost repartizată, aceasta cu Demiurgul. Da, este o carte specială. De ce? Cumva, Roger Marido, un, să-i spunem, ucenic al lui Ghenon, dar care nu era ucenic în sensul acela inițiatic. Ghenon nu accepta faptul că el este maestru, deși a fost un veritabil maestru, dar nu accepta acest... Roger Marido adună între două coperți articolele lui publicate de-a lungul timpului în mai multe reviste, aproape că în mod voit sau așa s-a întâmplat, nu știu, pune primul articol al lui Ghenon
intitulat Demiurgul, și ultimul articol este cel care apare cu 7 luni, 8 luni înainte de a muri. Este publicat, se numește Științele moderne în fața doctrinelor metafizice, și ultimul articol. Deci, între această perioadă, 1909 și 1950, s-au scurs mai mult de 40 de ani. Citind articolele, ne dăm seama că totul s-a schimbat, numai cunoașterea lui Guénot este aceeași. Guénot are aceeași cunoaștere la vârsta de 23 de ani, când scrie articolul Demiurgul, ca și la vârsta de 64 de ani, când scrie acest ultim articol. Acest lucru este inexplicabil omenește vorbind, adică un tânăr de 23 de ani să aibă toată cunoașterea lumii metafizică. Și totuși așa este. Guénot face dovada că este un foarte bun cunoscător al lui Shankara, Shankaracharya, cel mai important comentator al operelor sacre indiene, despre care ne-a vorbit Traian Surdu. El știa foarte exact, nu s-a încurcat deloc în noțiuni și ne spune la vârsta de 23 de ani niște lucruri extraordinare. Sigur, ca să vorbim despre Demiurgul, vorbim despre Dumnezeu, Creatorul, dacă vreți, dar este doar una din dimensiunile divine. Tot astfel putem vorbi despre Demiurgul secund, care este omul. Omul este continuatorul creației. Dumnezeu a dat grâul, omul a făcut pâinea sau cozonacul pentru unii. În acest articol, foarte important, în acest prim articol publicat de către Guénot, apar germenii întregii sale creații. Exegeții au împărțit opera lui Guénot în 5 mari problematici. Prima problematică este aceea cu metafizica, a doua problematică despre tradiție, a treia problematică despre inițiere și a patra problematică despre instrumentarul inițierii, adică simbolistică, ritualuri și așa mai departe, și ultima problematică în care se regăsesc cumva aproape ca într-un corpus, este aceasta a criticii lumii moderne, unde toate celelalte au reflexii și nuanțe. Aceste 5 teme se regăsesc în esență în Demiurgul, primul articol pe care l-a scris și l-a publicat Guénot, la 23 de ani neîmpliniți. Există, putem spune, am mai avut împreună cu Sorin, am mai avut un filmuleț la o televiziune pe această temă și am văzut că sunt comentarii pozitive. Oamenii au vibrat la acest lucru și am găsit de cuvință să reiau acum în fața dumneavoastră. Există 3 mirări fundamentale care lansează fiorul acesta metafizic în om. Întâi de toate, ne dăm seama că există o ordine în univers, o armonie. Această armonie este acolo dinainte ca noi să ne naștem și o lăsăm aici și după ce trecem dincolo. Este o ordine supraumană, non-umană. Este ordinea pe care o imprimă Demiurgul creației. Acest lucru constituie prima mirare care lansează metafizica. După aceea ne dăm seama că în spatele acestei opere, creația, în hinduism se numește Maya. S-a tradus cu iluzia, dar e o traducere oarecum reducționistă. Această ordine este gândită de cineva. Ne dăm seama că în spatele acestei creații există o gândire. Nu poți să te uiți la un ceas și să nu te gândești că în spatele ceasului este un ceasornicar de geniu care a făcut ceasul ăla.
Și în sfârșit, a treia mirare extraordinară care lansează toată metafizica este faptul că tu, ca persoană fizică, o alcătuire de fizic și spiritual limitată, perisabilă, ai capacitatea să vezi această ordine. Și asta îți dă un alt fior, și anume că ești de o ființă cu Creatorul. De aici, Tatăl și Fiul. Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, relația. Toate aceste lucruri sunt spuse cumva în toate spiritualitățile, mai subliniat, mai într-un fel sau altul, cu metafore diferite, dar ele sunt spuse. Acestea sunt... Ne dăm seama de asemenea că, până la urmă, nu-L cunoaștem pe Dumnezeu. Este incognoscibil Dumnezeu pentru noi. Nici n-ai putea tu, ca ființă limitată, să cuprinzi infinitul. Este imposibil. Din cauza asta spune Guénot la un moment dat că metafizica este o știință, știința sacră. Nu este o închipuire. Metafizica pronunță niște principii, face niște afirmații pe care le demonstrează. Mă scuzați. Nu mai insist asupra acestui articol. Am spus câteva lucruri ca să vă incit interesul. Cartea are trei mari secțiuni. Cea de-a doua secțiune este cea care se referă la științele și artele tradiționale. Am notat eu aici câteva articole despre care să vorbim. Unul dintre articole se numește Spirit și Intelect. Guénot pune semnul egal între Spiritul Suprem și Intelectul Pur. Lucruri greu de înțeles. Lucrarea intelectului se numește intelecție, adică o intuiție intuitivă. Aceasta este lucrarea intelectului pur. Intelectul este ierarhizat, tot astfel cum și ființa este alcătuită pe trepte, treptele ființei, treptele nesfârșite ale ființei. Intelectul reflectă ființa. De aceea trebuie să existe o corespondență între adevăr și realitate. Există această relație biunivocă între adevăr și realitate. Un adevăr nu poate să fie adevăr atâta vreme cât nu are o proiecție în realitate. În sfârșit, am depășit timpul, da? Nu suntem la emisiune. Da. Nu ne dai din regie. Sunt multe articole pe care le-aș putea recomanda. Însă singurul lucru la care mă rezum aici și mai degrabă las la latitudinea noastră să adresați întrebări, este un îndemn și anume citiți cărțile. Vă asigur că nu veți ieși în pierdere. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult, domnul profesor Vasile Zecheri. Le mulțumim și celorlalți invitați, domnul profesor Pădurgâne, Dani Riscu, Dani Sundu, pentru că am fost în această după-amiază alături de ei, la acest eveniment important în care am scos în evidență o parte din cărțile de ține și realizare spirituală, metafizică și cosmologie mentală, de Dugun și alte studii tradiționale și introduce în generală în studiul doctrinilor hinduse, cu același mesaj pe care și antevorbitorii mei, interlocutorii mei, l-au transmis către dumneavoastră și, și celor care ne urmăresc acum online, acela de a citi aceste cărți, și nu numai cele patru, ci toate cărțile lui Guénot din colecția Filosofia Perens. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și vă invităm și la celelalte dintre aici la standul următorii de plantă.